Ei, nu cred că a murit. Nu cred că a murit Wendy, frate, deci... Salutare tuturor și bine v-am găsit. Doar câteva cuvinte vreau să vă spun înainte să începem videoclipul. Apăsați acolo pe butonașul de like, pentru că astăzi vom citi niște povești super creepy. Abonați-vă, activați clopoțelul dacă mai vreți să citim chestii de genul. Astăzi, bine v-am găsit, eu sunt Excelent, iar astăzi o să încercăm o aplicație pe care un abonat mi-a recomandat-o. Este o aplicație cu ceva povești horror, din câte am înțeles. Deci, pur și simplu, din prima, de când am intrat în aplicație, uitați-vă doar ce mă întâmpină, adică, wow, am ales deja o poveste, o să fie asta cu dreams, adică vis, efectiv, what? Stai așa, de ce e așa? Stai, vreau să o resetez, what the fuck? Deci am intrat aici pe poveste și avem primul mesaj, de sunt două caractere, Wendy și încă o persoană, dar nu știu exact cum o cheamă, o să aflăm acum. Astea sunt în engleză, o să vi le traduc eu în română, deci, bă, niciodată n-am mai citit povești astea. Și sincer nici nu știu dacă o să mă sperie atât de mult. O să vedem, pentru că n-am cum să știu cum o să fie povestea. O să vi le traduc eu în română, deși probabil știți și voi engleză, dar în orice caz o să traduc mesaj cu mesaj ca să nu existe niciun fel de confuzie. Și băi, deci eu nu mai fac chestia asta niciodată dacă mă sperii. Deci dacă sunt și jumpscare-uri, eu nu, dezinstalez direct aplicația, ești nebun. Așa că apăsați acolo pe butonașul de like, haideți să facem 3000 de like-uri pentru episodul următor. Și hai să vedem. Deci vine Wendy cu primul mesaj care spune: am avut un vis azi noapte. Păi, ești nebun? Hai să vedem cine mai e în conversație. Ia, next. Carla, ok. A fost un coșmar? Bă, să sperăm că nu, adică ia. Da. Și eu ziceam că nu. Ok, deci a avut un coșmar, Wendy. Hai să vedem. Ce s-a întâmplat, întreabă Carla. Bă, și eu sincer mă întreb ce s-a întâmplat. Adică ce poate să fie atât de horror la povestea asta? Deci și persoana care mi-a recomandat aplicația mi-a spus că asta este cea mai horror poveste și că e ceva paranormal. Hai să vedem. Bun. Am visat ceva foarte rău despre Jay. Cine-i Jay? Ok. Ok, a suferit, am visat că a avut un accident de mașină și s-a simțit atât de real. Băi, ești nebun, s-a simțit real, a murit în vis sau ce s-a întâmplat? Sunt foarte îngrijorată în momentul de față, știi foarte bine ce s-a întâmplat în ultima vreme. Ce s-a întâmplat în ultima vreme? Vreau să știu și eu, ești nebun. O să-l sun pe Jay ca să știu dacă este ok. Ok, deci o să-l sune pe Jay. L-am sunat deja, dar nu răspunde. Bă, dacă visul ăla de fapt era real, mamă, stai așa că devine interesant, nici de bun. Hai să vedem. Let me try, adică lasă-mă să încerc să-l sun și eu. Ok, hai să vedem. L-am sunat și mi-a dat căsuța. Ok, i-am sunat căsuța. Nu. A sunat pe telefonul de acasă, a sunat pe fix și a răspuns maică-sa. Bam, hai să vedem ce a zis maică-sa. Ce a spus? Hai să vedem că și eu mă întreb, ce a spus? A fost astăzi la o plimbare. Ce? Mă, s-a spus că Jay astăzi a fost la un road trip, adică la o plimbare probabil cu mașina. Și asta a visat că a făcut un accident de mașină. Bă, stai așa, stai. What? Gen, pe bune că what? Stai așa, ce s-a întâmplat, frate? Nu este posibil. Asta zic și eu, că n-are cum, ești de bun. Unde s-a dus? Nu s-a dus chiar atât de departe, a fost gen în următorul, cum ar veni, nu știu, în următorul oraș, adică, nu știu, a făcut o plimbare, gen nu s-a dus în altă țară, s-a dus, cum ar veni, la țară, să spunem, na, ok. Uite, poate nu ai de ce să-ți faci griji. Deci cred că Wendy e iubita lui Jay ăsta, de tot se îngrijorează, sau sora, nu știu cine e, că momentan nu se spune. Ți-am spus să-l sun doar ca să te simți mai bine, am înțeles. Asta se îngrijorează că a făcut-o pe Wendy să se simtă mai prost, că i-a zis, bă, sună-l și nu a răspuns și din cauza ei acum e panicată. Bă, da, mi se pare corect, ești nebun. Uită-te la cer. What? Tap to load image? Look at the sky? Ia, ce-i poza asta? What the fuck, ce-i asta? Ok, o poză dubioasă. Da, plouă, da, asta văd și eu, că plouă, adică ce e așa paranormal la poza asta? That's how it looked in my dream. Ci că așa arăta în visul ei. Uite, dacă era un accident, mama lui ne spunea. Da, corect și asta, corect și asta, sincer. Trebuie să știu, știi ce mi s-a întâmplat cu celelalte vise?
Da, știu că într-un final au fost reale. Ce mă? Deci asta a mai visat înainte chestii. Deci Wendy asta a mai visat înainte chestii și s-au adeverit. What? Ce? Dar e diferit. Cum? Your other dreams seem to be mild? Bă, nu știu ce înseamnă mild, adică... Îmi pare cunoscut, dar probabil am un lapsus sau ceva, dar ok, nu știu. And only good things have happened so far. Deci doar lucrurile bune din vise s-au întâmplat, nu și chestii rele. Știi că lucruri ca Mike, passing the class, ok. Carla dă pe canalul 2. Deci cred că la televizor, cred că e ceva canal de știri. De ce? Fă acum. Ok. Și oare ce e pe canalul 2? A, nu-i merge televizorul. Oh, wow. Păi și m-a speriat, ești bun, nu-i merge televizorul. Mamă, dar și ce poză au pus ăștia mâncați. Ok, dar ce era pe canalul 2? Nu funcționează. Scuze, dar am un televizor nașpa. Ce se întâmplă? A fost un accident. Bă, dar puteam să jur, frate. Puteam să jur că e accidentul pe canalul 2. Bă, deci puteai să-mi dai 10 milioane de euro să spun că nu așa era, că eu tot așa ziceam că e. Deci era evident, frate. Era evident. Ia, și-a dat o poză. Hai să vedem ce e în poză. Wow, ok, e o poză cu crime scene, do not cross. Păi stai că asta e bandă de aia când se face o crimă, nu când e accident. What? Și că unde? Știam eu. Calmează-te. Unde s-a întâmplat accidentul? În drum spre Humming Town. Nu se poate așa ceva. Trebuie să-l sun neapărat pe Jay să văd dacă este bine. 3 minute mai târziu. Mă, băi, îmi pare că am mirlit-o, Jay, dar nu vreau să fiu pesimist, dar îmi pare, ești de bun. Nu știu cum să zic eu mai frumos. Firar. Hai să vedem. Nu răspunde. Carla, tocmai ce a apărut mașina lui Jay pe televizor. Adică la televizor. Da, e clar, a murit. E rănit. Ok. Dar ce Dumnezeu s-a întâmplat? A fost exact aceeași chestie ca la mine în vis. Bă, cum o să visezi și să fie atât de real? Tu-te încolo, ești bun. Un camion super mare a intrat în mașină. S-a bușit cu niște mașini, am înțeles. Ok. Dar chestia asta nu poate fi reală. Ei bine, uite, aparent e reală. Trebuie să verificăm neapărat ce se întâmplă. Corect. Sună pe măsa și haide să mergem în spital în Lowell State, ceva. În Lowell State se află? Da. Dar stai. A murit? Bă, asta... Și eu vreau să știu dacă a murit. Nu a murit, dar este foarte rănit. Dar asta de unde știi? Că nu cred că a dat la știri. Ba da, de fapt, la știri când e un accident spune, bă, uite, au fost atâția răniți și atâția mor sau ceva, nu știu. I don't know. Nu l-am văzut murind, dar... Nu știu dacă o să supraviețuiască. Haideți să ne grăbim. Ne vedem acolo. Ok, i-a dat o poză. Hai să vedem ce este poza. Emergency, ok, deci asta e deja la spital. Următoarea dimineață. Mama mia. Hai să vedem. Ce zi a fost ieri? O spune de parcă, ei, ce bine, parcă acum totul e bine. Sau, oare e bine sau a murit sau ce s-a întâmplat? Hai să vedem. Știu, mă simt teribil. Mă simt de parcă aș fi... dacă puteam să fac ceva mai înainte de accident, ok. N-aveai de unde să știi. Bă, practic avea de unde să știe pentru că a visat chestia asta și s-a întâmplat. Nu știu, putea să... De fapt, nu prea avea ce să facă, sincer. Ok. Nu da vina pe tine. Este dificil să nu fac chestia asta. Dar hei, totuși este în viață. Ok, deci e bine chestia asta că încă este în viață. Dar aproape moare. Și îmi este frică că totul s-a întâmplat din cauza mea. Și toate visele mele stupide. Carla îi spune lui Wendy că este ceva ce trebuie să știe. Deci Carla trebuie să-i mărturisească ceva lui Wendy. Mamă, stai așa că devine interesant. Oare ce? Hai să vedem. Ce? Bună întrebare, ce? Am găsit ceva informații ce te pot ajuta și poate ne pot ajuta pe noi. Cred că ai premoniții
și se manifestă prin visele tale. Asta aprobă. Dar ce pot să fac în legătură cu asta? Nu sunt foarte sigură, dar am citit câteva bloguri și poți să le oprești într-un fel. Pe bune? Ce fel de bloguri? Nu știu exact dacă informația este adevărată sau nu. Deci nu putem să facem nimic. Da, dar putem încerca. Corect. Conform unor persoane care au spus că poți să schimbi lucruri și ai putea să oprești premonițiile. Deci dacă întrerupi o premoniție, poți să le oprești de tot. Păi și cum naiba faci asta, e întrebarea. Ce? I'm not even getting you. Look. Asta nu se prinde, Wendy, nu se prinde. Sincer, nici eu nu mă prea prind. Uite, asta îi spune, uite, gen, privește sau ascultă. Practic, următoarea dată când mai ai un vis de ăsta, trebuie să acționezi imediat. Păi și cum să acționeze? Ca să nu se întâmple. Dar, corect, ești de bun. Dar asta, practic, în termen scurt, practic, gen, așa se numește That's Messing With Destiny, adică, practic, mamă, am un lapsus. Să-i zic, te pui cu destinul sau ceva de genul. Isn't it? Don't you know the butterfly effect? Asta am auzit de la, nu știu exact ce. Dacă schimbi un lucru, mamă, dacă schimbi un lucru, fie el mare sau mic, poate să distrugă tot. Corect, corect asta. One of your best friends almost dies. Deci ăsta, Jay, era cel mai bun prieten, frate. Și eu credeam că e iubitul ceva, că, mă, pe bune. Ai de capul meu, bă. Ok. Și tu ai spus că ai iubit să-l ajuți. Deci asta e șansa ta, dar nu știu cum să o fac. Doar folosește-ți puterea. Bă, dar ăsta e deja paranormal, ești nebun. Așa. Dar mi-e frică de consecințe. Du-te naiba, Wendy. Dacă avem puterea ta, o foloseam. Stai acolo și așa, nu știu ce. Ok, 12 hours later, deci după 12 ore. Ești acolo? Acum ce vrei? Ai avut dreptate. Am fost o nesimțită, dar nu mai sunt. O să schimb tot. Și ce ai de gând să faci? Ai avut un alt vis? Da, și trebuie să-l opresc. Unde ești? Ia să vedem unde era. Ia. În pădure? Ce faci în pădure, frate? De ce toate poveștile trebuie să fie într-o pădure? De ce? Ok. Ce faci acolo? Ce faci? Pe bune, chiar ce face? Un lup, gen un câine lup, o să atace niște... de-aia care alergă, cred, prin pădure la ora 8 dimineața. Și asta i-a dat mes. Mamă, și asta se întâmplă la ora... Nu știu exact la ce oră, dar... la ora 3.59? Nu, asta e ora de la emulator. Da, nu e 3.59, e 4, da, mă rog. Știu exact și unde o să se întâmple. Ești nebună la cap, e un animal periculos. Și da, chiar e un animal periculos. Cum o să-l oprești? Exact, cum o să oprească un om? Știu că pot. Păi cum, frate, că dacă sare la pe tine, te-ai dus, ești nebun. Este aproape ora 8, te rog, nu o fă. Regret ce am spus. Wendy, hello. Este 8, Wendy, ești ok? Nu cred că a murit. Nu cred că a murit, Wendy, frate. Deci la asta nu mă aștept. Deci la asta nu mă așteptam, mă așteptam să mai vorbească și într-un fel să fie totul bine. Idiotul sau idiotul. Bă, Wendy e nume de fată, nu? Mă rog, în fine. Ce ai făcut? 3 minute mai târziu. Îmi pare atât de rău, este totul, totul este vina mea. Ia răspuns! Ia răspuns! N-a murit! Nu te îngrijora! Ți-am spus că știu ce fac. Am avut ceva să apăr sau ceva? Ești rănită? Nu? Vino acum la mine acasă? Ok. Următoarea zi. Ceva vise? Nope. Promunițile sunt duse. Mai ți-e frică? De ce? Că sunt consecințe. Nu mai-mi pasă. Am înțeles. Deci a salvat viețile. Gat. Asta a fost povestea. Bă, și ce credeam că a murit. Ești nebun. Bă, nu știu dacă o să vă placă acest tip de episoade cu povești așa. Dacă vă place și o să mai vreți, apăsați acolo pe butonul de like. Deși nu știu dacă o să vă placă sau nu.
Băi, eu am fost excelent, iar noi desigur că ne vedea data viitoare la următoare poveste, dacă dați acolo 3000 de like-uri, poate mai facem. Eu am fost excelent, iar noi desigur că ne vedea data viitoare. Pa, pa!